Pentru cei care au dus scripturile la ei, aș dori să deschidă la pagina 934, Matei, capitolul 10, vom citi versetul 22. Repet, pagina în Sfânta Scriptură, 934, Matei, capitolul 10, versetul 22. Chiar dacă este un singur verset, să dăm cinstea cuvenită, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Binecuvântat să fie numele Domnului. Îi mulțumim lui Dumnezeu că în seara aceasta suntem în casa Lui. În har deosebit să fie în adunare. Când alții fug de război, când alții stau pe un pat de suferință, când alții s-au întâlnit în probleme, în accidente, tu și eu să fim în casa lui Dumnezeu. Și bucuria noastră e și mai mare, că nu suntem singuri. Avem toată certitudinea că El, Domnul, e prezent în locul acesta. Dragii mei, sunt slujitori care atunci când sunt chemați să predice, dacă știe că biserica care îi cheamă au puțin, frați și surori, nu merge să slujească, le place acolo unde sunt mulți. Și spun lucrul acesta că mi-am adus aminte, dragii mei, în ziua aceasta, în urmă cu câțiva ani eram în România, la noi, în biserică, și a intrat un frate cu mai mulți frați slujitori. I-a dus la noi să predice Evanghelia și așa s-a potrivit în după masa aceasta, unii dintre frați au fost plecați și au fost mai puțini. Au intrat, au văzut că sunt puțini, au ieșit și au plecat. Am ieșit, eram la învon, am ieșit după ei și i-am rugat să rămână. Au spus că nu suntem prea puțini, îi duce pe frați acolo unde sunt mulți. Mi-am dat seama atunci, dragii mei, cu durere, că n-au fost călăuziți de Domnul. Că Domnul nu greșește niciodată. De aceea vreau să spun că avem harul să nu fim singuri în seara aceasta aici. Cuvântul Scripturii ne adeverește că unde-s doi sau trei adunați în numele Lui, El îi prezent acolo, slăvit să fie numele Lui. Pe El nu-L interesează mulțimea, chiar dacă suntem mulți. Dacă doi sau trei se unesc în numele Lui, El promite prin Scriptură că e acolo. L-ai simțit în după masa aceasta că e aici în adunare? Binecuvântat să fie numele Lui! Dragii mei, un har să vii în adunare, oriunde te-ai găsit, mai în față sau mai în spate, mai sus sau mai jos, ești în prezența lui Dumnezeu și atât de minunat. De dimineață, fratele Viorel citea Psalmul 84. Mi-am adus aminte, dragii mei, că în versetul 4, firul core spune un cuvânt atât de frumos. Ferice de cei care locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Merită Dumnezeu lăudat? Dragi de, merită Dumnezeu în vremea aceasta să lăudăm? Când alții și alte popoare au Dumnezei care au gură și nu vorbește, au ochi și nu vede, au urechi și n-aude și sunt lipsiți de putere, n-au nicio putere, Dumnezeul nostru e viu în vecii vecilor. Minobria firgobetenad ioșabrio tainia, binecuvântat să fie numele Lui. El e aici, ne șterge lacrimile, ne iartă păcatele, ne vindecă bolile, ne poartă pe brațele Lui. Dacă acești Dumnezei spurtați dintr-un tep în altul, înscurățiți, înspălați, al nostru Dumnezeu ne poartă din putere în putere și într-o zi ne va înfățișa ca mireasă înaintea lui Dumnezeu. Merită să lăudăm pe acest Dumnezeu? Slăvit să fie numele Lui, atât de minunat! Pe zi ce trece și îmi place să folosesc un cuvânt care mi s-a lipit de inimă atât de mult și socot un atât de mare adevăr în el. L-a rostit cu multă vreme în urmă David și am putea fiecare dintre noi în seara aceasta să rostim. Spunea el și putem spune noi, dar eu prin îndurarea ta cea mare pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Înțelegem, dar ești că nu-i meritul nostru. Când seara aceasta suntem aici, e îndurarea lui Dumnezeu. Nu-i Dumnezeu obligat față de noi.
nu avem noi atâta pocăință, ce Dumnezeu e bun și s-a îndurat de noi. Dragi mi spunea salmistul, prin îndurarea ta pot să intru în casa ta și să mă închin în templul tău cel sfânt. Dumnezeu și-o făcut partea, s-o îndura față de noi, suntem aici în adunare. Partea cu închinarea ne revine nouă. Dumnezeu să ne ajute ca închinarea pe care o facem în seara aceasta să fie una primită și una plăcută înaintea Lui. Dragii mei, vrând nevrând, facem o lucrare înaintea Lui Dumnezeu și o închinare. Mi-aduc aminte de cuvintele Apostolului Pavel care spunea: eu ca un meșter zidar am pus temelia, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Că vrei, că nu vrei, că-ți pasă, că nu. Vreau să spun că clădești deasupra. Ceva clădești. Ori clădești aur, argint, pietre scumpe, ori clădești lemn, paie, fân și trestie. Ceva clădești. Dar vreau să spun, dragii mei, că la final vine focul și încearcă lucrarea ta. Focul va dovedi autenticitatea lucrării fiecăruia dintre noi. Și dacă spune acolo cuvântul lui Dumnezeu și accentuează Pavel, dacă lucrarea ta rămâne în picioare, vei primi răsplătirile. Vei avea parte de răsplătire. Să nu confundăm răsplătirea cu mântuirea. Dacă lucrarea fiecăruia care o duce va rămâne în picioare, va primi răsplătirile. Dar dacă focul vine și arde, mistuiește ce ai zidit deasupra și lucrarea ta nu rămâne în picioare, îți pierzi răsplătirea. Și spune Pavel, un astfel de suflet va fi mântuit ca prin foc. Și Dumnezeu să ne dea putere să facem voia Lui. Dragii mei, trăim vremuri grele, vremuri tulburi, marele împărății ale pământului sclătinate, puterile pământului zguduite, pământul zguduit din temelii, înțelepții lumii nu găsesc soluții, savanții rămân pe din afară, parcă nimeni nu mai poate face ceva. E atâta tulburare în jurul tău, e atâta tulburare în jurul nostru. Dar pentru noi, care suntem copiii Lui, mi-aduc aminte de un cuvânt frumos din Psalmul 23, versetul 4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrii morții, dragii mei, suntem în vale, moartea pândește într-o parte și alta, în față morte, în spate moarte. Unii sunt tulburați, unii au intrat în depresie, unii se tem, unii fug, se teme și teme viața. Dar spunea salmistul, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrii morții, nu mă tem de niciun rău. De ce nu se temea David? De ce nu se tem copiii lui Dumnezeu? Că Tu ești cu mine. Menobria firgobet naiet. Simți pe Dumnezeu că e cu tine? Simți peste casa ta protecția Lui, peste familia ta, peste copiii tăi, peste soțul tău, peste soția ta? Simți prezența lui Dumnezeu? Ăsta e Dumnezeul nostru. Poate ești aici într-un colț retras, poate ești la rescruș de drumuri, poate ți-ai făcut socotele și nu mai găsești niciun rezultat. Totul ți se năruie, totul e întuneric, totul e besnă. Află că în seara aceasta aici e prezent Dumnezeu. Cheamă-L, cheamă-L cu tine, cheamă-L în viața ta. De-L vei primi pe Iisus în viața ta, nu vei mai fi la răscruci. El îți va arăta drumul, El îți va arăta calea, însuși El este calea, adevărul și viața. De vei cădea, te va ridica Dumnezeu și niciodată nu vei fi zdrobit de tot, căci pentru tine va lupta El. Slăvit să fie numele Lui, cheamă-L pe Dumnezeu că ești în adunare. Cheamă-L în viața ta, în familia ta, spune-i că ai nevoie de El. Nu te-ai dea drept altul, nu veni în adunare să pari că n-ai nicio problemă, că totul e ok, că totul se merge bine. Proșterne-te înaintea lui Dumnezeu și rogă să vină în casa ta, în familia ta, în dreptul soției, în dreptul soțului, în dreptul copiilor, în dreptul celui care plânge în casa ta, în celui care are nevoie. Cheamă-L pe Dumnezeu.
Dragii mei, îi mulțumim Duhului Sfânt că ne mângâie. Îi mulțumim că ne îndrumă, că ne învață să umblăm în tot adevărul, că ne-o lăsa Scriptura ca dreptarea învățăturii sănătoase. Îi mulțumim în mod deosebit lui Dumnezeu pentru credința care a așezat-o în inimile noastre prin cuvântul Evangheliei. Prin această credință avem nădejde că într-o zi vine Domnul și ne duce acasă. Și tot prin această credință nădăjduim, dragi mei, nu ne poate lua nimeni în această nădejde, că până va veni El să ne ducă acasă, El va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului. 1000 să cadă, spunea Salmistul în Salmul 91, 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta, de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Dragi mei, ăsta e Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Și aș vrea să revenim, dragii mei, că timpul trece și trece, la versetul, a doua parte a versetului 22 din Matei 10. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Dragii mei, avem nevoie de răbdare. Eu personal am nevoie de multă răbdare și tu, dacă ești sincer, ai nevoie de răbdare. Și Dumnezeu să ne dea răbdare, pentru că ne spune Cartea Sfântă în Evrei, în capitolul 10 cu versetul 36, căci aveți nevoie de răbdare după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Dragii mei, nu după o viață trăită departe de Dumnezeu, departe de fras, departe de părtășie, departe de rugăciune, ci după o viață trăită, după o voia lui Dumnezeu, avem nevoie de răbdare. Ca să putem căpăta, ne spune Cartea Sfântă Pavel în Cartea Evreilor în 10:36, să putem căpăta ce v-a fost făgăduit și Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, pericol dacă nu ai răbdare. Mi-aduc aminte în Cartea Numerilor, în capitolul 21, cu versetul 4, spune că poporul Israel, când se îndrepta de la muntele Hor spre drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului, poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Și când îți pierzi răbdarea, a început să cârtească împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise și a spus: pentru ce ne-a scos din Egipt, ca să murim aici în pustie, unde nu ește nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această mahnă proastă? Oare a fost mai bine în Egipt? Voia lui Dumnezeu era ca ei să iasă afară din Egipt. Dumnezeu și-a făcut partea, dar ei nu și-au mai făcut-o. Nu mai avut răbdare să ajungă în Canaan. Și ne spune Scriptura că Dumnezeu a trimis împotriva lor șerpi înfocați și mulți au murit în acea zi. Și Dumnezeu să fie binecuvântat. Dar, dragii mei, avem nevoie de răbdare. Cum putem dobândi răbdarea? Două mari căi, două mari lucruri. Scriptura și necazul aduce răbdare. Și în Cartea Romanilor, în capitolul 10, în capitolul 15, cu versetul 4, ne spune atât de frumos: și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și mângâierea care o dau Scripturile să avem nădejde. Deci tot ce a fost scris, cuvântul în Evanghelie, a fost scris pentru învățătura noastră, ca pentru ca prin răbdarea și mângâierea care o dau Scripturile să avem nădejde. Dragii mei, dar când aduce cuvântul Scriptura în noi răbdare? Când o citim? Când o învățăm pe de rost? Nu! Ce i-a folosit la diavolul că a cunoscut Scriptura? Și cunoaște Scriptura diavolul ca toți la oaltă de aici, dar nu i-a folosit la nimic. Ea îți aduce răbdare atunci când o trăiești, atunci când o împlinești, nu atunci când o citești doar. E bine să citești, e bine să memorezi, dar cel mai bine e să o împlinești. Pentru că împlinind Scriptura vei primi răbdare și Dumnezeu să ne dea răbdare prin Scripturi. Și apoi, a doilea, necazul. Roman 5:3, ba mai mult, spunea Pavel, noi ne bucurăm chiar și necazurile noastre.
pentru că știm că necazul aduce răbdare. Dragii mei, nu ne bucurăm de necaz, dar ne bucurăm în necaz, pentru că una, știm că Dumnezeu prin necaz ne dă răbdare, a doilea, ne aducem aminte de cuvintele lui Ieremia, care în plângerile sale în capitolul 3, cu versetul 26, spune: bine este și aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Acolo, în necaz, în încercare, în cuptor, vezi de fapt că n-ai așa mare valoare, că nu ești atât de puternic, că nu ești ceea ce crezi tu, că ai nevoie de Dumnezeu și că e bine să ai răbdare și aștepți în tăcere ajutorul lui Dumnezeu. Și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu pentru aceasta. În Luca, în capitolul 19, în versetul, capitolul 21, versetul 19, spune: prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Dragi mei, nu-i cuvântul meu, e cuvântul Scripturii. Și dacă spune că prin răbdarea voastră și a noastră ne câștigăm sufletele, înseamnă că așa-i. Dar ce înțelegem de aici? Că nu-i destul să aibă mama răbdare, nu-i destul să aibă tata, nu-i destul să aibă soțul, soția, părinții, copiii, nu-i destul. Nu-i destul să aibă păstorii, prezbiterii, slujitorii, nu-i destul. Tu și eu va trebui să avem răbdare și prin răbdarea noastră, dacă vom avea, ne vom câștiga sufletele. Și Dumnezeu să fie binecuvântat la aceasta. Dragii mei, aș vrea să mă duc mai departe și aș vrea să vorbesc de patru lucruri care ar trebui să le avem în viața noastră ca să avem răbdare și să fim mântuiți. Și Dumnezeu să ne ajute. Sunt mai multe, dar eu m-am oprit la patru, care mi le-a pus Duhul Sfânt atunci când i-am cerut un cuvânt pentru mine, pentru familia mea și pentru Biserica Elim. Primul lucru: dezbracă-te de sine. Nu-i ușor, nu-i plăcut, nu-i comod, nu-i de dorit de cei mai mulți. Dezbracă-te de sine. Ce înseamnă să te dezbraci de sine? Eu așa văd lucrurile, că te dezbraci de sine atunci când te dezbraci de omul cel vechi și nu te oprești aici. Că e pericol să te oprești aici și să te îmbraci în omul cel nou. Dezbracă-te de omul cel vechi și îmbracă-te în omul cel nou. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Dragii mei, nu se poate să fii un om nou și să trăiești ca unul vechi, ca unul care nu s-a întâlnit încă cu Creatorul. Veți vedea duminica viitoare, în jur de 50 de suflete, vor mărturisi aici în apa botezului, că își îngroapă trecutul împreună cu Hristos, mor împreună cu El, învie împreună cu El și trăiește cu El. Că dacă se îmbracă în omul cel nou și trăiește tot cum a trăit înainte, îi zadarnic botezul. Dar eu cred din toată inima că cei care vor încheia aici duminică legământ cu Domnul, aici, printre aceste rânduri, sau afară, într-o zi s-au întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu le-a schimbat inima și ei sunt gata să se îmbrace cu omul cel nou, pentru că Dumnezeu le scrie numele în cartea vieții și de acum le rămâne să-și ducă mântuirea până la capăt împreună cu noi, cu frică și cu tremur, și Dumnezeu să fie binecuvântat. Cum am putea să ne dezbrăcăm de omul cel vechi? Dragii mei, ne-am mers acasă după biserică și ne-am dezbrăcat cei mai mulți repede și ne-am pus la masă, poate ne-a fost foame. Nu-i tot atât de ușor să te dezbraci de omul cel vechi cum te dezbraci de haine? Dar ne spune Pavel în cartea Efesenilor, în capitolul 4, versetul 22, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Dragii mei, suntem chemați de Evanghelie în seara aceasta, toți împreună cu mine, să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare. Riscarea a nu te dezbrăca de omul cel vechi sfârșește prin a fi înșelat, prin a te strica, te înșeală diavolul și te înșel și tu singur. De aceea ai nevoie să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, ca să nu ne stricăm și Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să o facem. Cum o putem face? Tot Pavel ne vine în ajutor și în cartea Romanilor, în capitolul 6, cu versetul 6, spune: știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el,
pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Iată riscul, dragii mei, dacă nu răstignim omul cel vechi, dacă nu facem acest lucru, să devenim robi ai păcatului și în cer. Numai robii lui Dumnezeu intră, robii păcatului nu, ei rămân afară. Îi mulțumim Duhului Sfânt că într-o zi, dragii mei, ne va lua de aici de jos, fie că vei fi la adunare, fie că vei fi pe drum, la muncă sau în călătorie, fie că vei fi în spital sau vei fi sus pe munte, Duhul Sfânt te va lua și te va duce acasă. De acolo sus în cer numai robii lui merge. Știm bine, spunea Pavel, că am fost răstignit împreună cu el și această lucrare nu o putem face singuri. E periculos, au încercat unii pe alocuri să o facă singuri și n-au putut. Au fost biruiți de păcat și au căzut. De-aia spunea Pavel, știm bine că împreună cu el am fost răstignit, adică nu singuri. Avem nevoie de puterea lui, avem nevoie de el. Și Dumnezeu să ne ajute să dezbrăcăm omul cel vechi de puterea Lui, ca să nu mai fim robi ai păcatului. Adică să nu mai trăim după îndemnurile firii pământești, după ceea ce îți dictează eul tău, cum să te îmbraci, cum să vorbești, cum să cași pedala la mașină, cum să ieși în evidență. Nu! Răstâgnește-le să nu devii rob a păcatului. Accentuează Petru, dacă vreți, parcă mai puternic, în 1 Petru, capitolul 4, primele două versete, și spune: fiindcă Hristos s-a pătimit în trup, dragii mei, Hristos s-a pătimit în trup, nu pentru păcatele Lui, El nu a avut păcate, El a pătimit în trup pentru păcatele tale și pentru păcatele mele, una, și a doua, a pătimit în trup ca și noi să facem la fel, că El avea în vedere și cunoștea că noi ne-am născut în păcat, nu în credință, cum zic unii. În păcat m-a zămizit mama mea, dar tu cer ca adevărul să fie în inima mea, dragii mei. Fiindcă Hristos s-a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce-a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Ca să sfârșești cu păcatul nu este o altă modalitate decât să pătimești în trup. Adică să-ți răștignești în fiecare zi firea pământească. Și Dumnezeu să ne ajute să o facem în fiecare zi. Și versetul 2, dragii mei, parcă cu o dulceață mai aparte spune: pentru că în vremea care mai rămâne de trăit în trup, nu știe nici tinerii aceștia, dragi, nici copiii mici pe care îi țineți în brață, nici bătrânii, nici înțelepți, nici cei mari, nici cei mici, cât mai au de trăit în trup. Că asta e voia Lui. Dar știm un lucru din Evanghelie și ne spune cât mai are de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, și după voia lui Dumnezeu. Oamenii au pofte, Dumnezeu are voie. Și în Scriptură ne spune care e voia Lui. Sfințirea. Și continuă acolo și spune: și să vă feriți de curvie. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu, acest păcat face ravajii și-o intra prin adunări, nu în biserică, niciodată nu va intra, dar în adunări intră și-o intrat. De-aia ne spune: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră și să vă păziți de curvie. Și Dumnezeu să ne păzească, să ne dea Dumnezeu putere să ne păzim, dragii mei, de acest păcat. Eram într-o biserică și fații slujitor știe, nu de mult, în jur de două săptămâni, și un vas de lucru mi-a spus: frate, du acest mesaj acolo. În timp ce erai la învon, Dumnezeu mi-a arătat și mi-a spus să spui slujitorilor să stea înaintea mea, că un duh de curvie vrea să se abată peste biserică, peste adunarea Elim, să aducă o pată, dar El, Dumnezeu, ne poate păzi. Și Dumnezeu să păzească copiii noștri, Dumnezeu să păzească familiile noastre, Dumnezeu să păzească adunarea Elim. Și Dumnezeu să fie binecuvântat. Dragii mei, e nevoie să ne răstignim firea împreună cu El. Și apoi, după ce am făcut acești pași, putem spune, ca și Pavel, în Galateni 2:20, atât de frumoase cuvinte: am fost răstignit împreună cu El și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ce frumos!
Ce cuvânt înălțător, ce frumos ar fi și tu și eu să pot spune aceste cuvinte: trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci El, Hristos, trăiește mine. Pe scutul credinței nu mai scrie Daniel, nu mai scrie Vasile, nu mai scrie Adi, scrie Dumnezeu. Nu mai trăim noi, trăiește El în noi, Hristos în voi, nădejdea slavei. Slăviți să fie numele Lui. Putem spune aceste cuvinte, dragii mei. Mi-e dor să merg acasă, mi-e dor de Domnul, mi-e dor de părinții care au plecat, mi-e dor de prietenii pe care i-am pierdut, s-au dus în veșnicii, dar mi-e dor și de Pavel, acest titan al Scripturii, apostolul care a fost pus deoparte ca apostolul neamurilor, apostolul nostru, neamurile. Dragii mei, omul acesta care a înțeles, dragii mei, că numai dacă nu mai trăiește el, acela care avea școală, acela care avea putere, acela care avea toate lucrurile în demâna lui, a înțeles într-o zi și le-a socotit pe toate gunoaie, pentru premiul care stătea înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și în cartea Filipenilor 3:10 spunea: să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, să mă fac părtaș părtășiei Lui, suferințelor și să mor pentru El. Ce frumoase cuvinte, ce om mare, ce bine e să poți să spui: călcați pe urmele mele, ca părinte să poți să spui copilor tăi: calcă pe urmele mele, că eu calc pe a lui Hristos. Oare călcăm noi pe urmele lui Hristos, ca copiii noștri, cum spunea fratele Daniel, care sunt copiile noastre, să poată călca pe urma pașilor tăi? El te vede că ești de corect, El te vede că te rogi, El te vede că stai pe telefon, El te vede bine, mai bine că El te vede numai Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea putere, dragii mei, să facem voia Lui. Și apoi, după ce vei face aceste lucruri, revin din nou în Efeseni, capitolul 4, dar nu cu 22 cu care am început, ci cu 24. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, din neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Ce frumoase cuvinte! Durerea mare, știți care e? Că nu ne interesează prea mult să ne îmbrăcăm în omul cel nou. Avem prea multă grijă de omul de afară. Atât îl aranjăm, atât îl, dacă vreți, avem grijă de el să arate cât de bine, cât de provocator, să atragă privirile, să stârnească poftele. Și unii vin în adunare, dragii mei, și păcătuiesc. Pentru că unii și unele nu înțeleg că trebuie să se îmbrace nu în omul cel vechi, ci în omul cel nou. Și Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, omul ăsta de afară, oricât de mult ați avea grijă de el și oricât de mult am avea grijă, oricât l-am vopsi, oricât l-am aranja, oricât de healthy i-ai da să mănânce, oricât de sală i-ai da, într-o zi trece. Dar Scriptura spune în dreptul omului cel nou că se noiește din zi în zi după chipul celui ce l-a creat. Te interesează omul de afară, vei semăna cu stăpânul veacului. Te interesează omul din lăuntru, vei semăna cu cel ce l-a creat, adică cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea biruință și putere să facem voia Lui. Dragii mei, primul lucru, dezbracă-te de sine și Dumnezeu să ne ajute. A doilea lucru, fugitiv, trec, smerește-te. De ce ar trebui să ne smerim? După ce ne-am dezbrăcat de sine, de ce ar trebui să ne smerim? Pentru că e cuvântul lui Dumnezeu, care în 1 Petru 5:6 spune: smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea Lui El să vă înalțe. Adică este o vreme, înțelegeți cum spune? Pentru că la vremea Lui, El să vă înalțe. Are Dumnezeu o vreme când te înalță. Că dacă te înalță, El rămâi sus. De ne înalță oamenii, într-o zi căderea ți-e eminentă și caz. Pentru că la vremea Lui, El să te înalțe și Dumnezeu să ne ajute să așteptăm vremea Lui, când El ne va înălța. Și Dumnezeu să fie binecuvântat. De aceea, dragii mei, să înțelegem că noi, modelul nostru de viață, am mai spus aici, nu-s păstorii, nu-s prezbiterii, nu-s slujitorii, sunt frații noștri, cu ei într-o zi vom moșteni cerul, dar modelul nostru de viață e Hristos.
Și Pavel ne spune în cartea Filipenilor, în capitolul 2, de la versetul 6 până la versetul 11, El, adică Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător de Dumnezeu până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, dragi mei, și Dumnezeu, spune acolo mai departe, la înălța ne-a spus de mult, și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tată că Iisus Hristos este Domnul. Slăvit să fie numele Lui, dragii mei, minunat să te smerești, pentru că înaintea noastră a făcut-o El, și binecuvântat să fie numele Lui. Trec mai departe fugitiv, dragii mei, ne spune 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 5, să fim împodobiți cu smerenia. Una e să te smerești, alta e să fii împodobit cu ea, să curgă smerenia pe din afară. Dumnezeu să ne ajute. Pentru că spune acolo mai departe că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Vrei să-ți dea Dumnezeu har? Smerește-te împreună cu mine. Vrei să-ți dea Dumnezeu împotrivă? Mândrește-te. La care nu mă asculta, că vei pieri și Dumnezeu să păzească poporul Lui. Dragii mei, e nevoie de smerenie. Una din calitățile care are trebuie să aibă cei mântuiți e smerenia. Pentru că tot Pavel vine în cartea Filipenilor 3:21 și spune că El, adică Hristos, va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului sale prin lucrarea puterii care o are de a supune toate lucrurile. Credeți că are putere să supună toate lucrurile? Da. Dar întreb eu, când va face? Când va veni? Dar dacă când va veni, nu va găsi starea trupului tău smerit, îl mai schimbă? Nu. Păi dacă nu-l mai schimbă, nu seamănă cu El. Și dacă nu seamănă cu El, nu intrăm cu El. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei. El s-o smeri, nu că avea nevoie să ne învețe pe noi să ne smerim. Și Dumnezeu să fie binecuvântat. Dumnezeu să ne ajute să ne smerim. Pasul numărul 3. Primește cuvântul lui Dumnezeu. După ce te-ai dezbrăcat de sine, după ce te-ai smerit, acum primește cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, trăim vremuri. Și aminteau aceștia dimineața, centurau frații, când cuvântul lui Dumnezeu e dat afară din instituții, din școli, din stat, din Europa, din lumea întreagă. E dat Dumnezeu la o parte, călcat cuvântul în picioare cum nu a fost niciodată. Dar nu asta e problema. Problema revine la noi, lumea de afară. Vorbeam cu frații în birou, lumea de afară o și fost judecată, fiindcă n-a crezut în singurul Fiul al lui Dumnezeu. Cuvântul pe care îl vedea Pavel, dragi mei, cu mii de ani în urmă, și spunea lui Timotei, va veni vremea, în 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 3, va veni vremea când oamenii nu vor suferi învățătura sănătoasă, și ăștia nu-s din lume, nu-s de afară, sunt în adunare. Nu vor suferi învățătura sănătoasă, îi vor gâdăla urechile să audă lucruri plăcute. Auzi? Își vor întoarce urechile de la adevăr, nici măcar spre ceva real. Se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele și fă lucrul unui evangeliști. Și împlinește-ți bine slujba. Asta ne cere Dumnezeu nouă la toți. Nu numai la frații din conducere, la toți. Ne cere Dumnezeu să ne împlinim bine slujba. Și Dumnezeu să ne ajute. Să o facem, dragii mei, bine. Că va trebui într-o zi să zici și tu. Să zic și eu ceva. Și vreau să mă amintesc continuu versetele acolo în Timotei, cum spune Pavel, că eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele la cel este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care m-a dat-o El, Domnul, Împăratul, în ziua aceea, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui, judecătorul cel drept. Dragii mei, trebuie să primim cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie binecuvântat pentru aceasta. Pentru că fiecare dintre noi, dragii mei, de ce să nu recunoaștem? Am vrea să fim mântuiți, nu? Vine fratele Domnului Iisus Hristos, apostolul Iacov, și în primul capitol, versetul 21, ne spune referitor la cuvânt: de aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândeață cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletul. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne poate mântui sufletul. Dacă cântăm pentru noi, cântăm. Dacă ne rugăm pentru noi, ne rugăm. Dacă cuvântul ăsta lui Dumnezeu are putere să-ți mântuiască sufletul, și Dumnezeu să fie binecuvântat.
De aceea, dragii mei, să-L primim cu blândeață, cuvântul sădit în noi, că El ne poate mântui sufletele. Trăim vremuri grele, așa cum am spus, dar vine Daniel în cartea lui 11:32 și spune, dar aceia din popor, nu toți, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari sprăvi. Trec mai departe, fugitiv, și spune cuvântul lui Dumnezeu tot în Iacov, în capitolul 1, cu versetul 25, cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea sloboseniei, și va stăruia nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Vrei să fii fericit? Împreună cu mine, dragii mei, adâncim privirile în Scriptură, în cuvânt. Primim cuvântul lui Dumnezeu, că El are putere, dragii mei, să ne mântuiască. Și Dumnezeu să fie binecuvântat. Mă duc mai departe și mă apropiu de încheiere cu ultimul lucru și ultimul pas pe care am vrea să-l facem, pasul 4. Rămâi credincios și slujește-L pe Dumnezeu în orice vreme, în orice împrejurare, fie că e război, fie că e pandemie, fie că e boală în casa ta, fie că e necaz, fie că ai sau n-ai. Rămâi credincios în orice vreme și Dumnezeu să fie binecuvântat. Nu uita că nu-i greu să-L binecuvântezi pe Dumnezeu când îți merge bine, când câștigi 30 de euro la oră, când familia e cu tine în adunare, când ai sănătate, când lucrul tău prosperă în mâinile tale. Nu-i ușor să-L binecuvântezi pe Dumnezeu. Dar nu uita că Cel ce ți-o da sănătate într-o zi ți-o poate lua. Cel ce ți-o dăruit în loc de muncă într-o zi îl poate lua. Cel ce ți-o dăruit o soție într-o zi ți-o poate lua. Cel ce ți-o dat un soț într-o zi îl poate lua. Cel care ne-o dat copii într-o zi poate lua. Și noi ce facem? Rămânem credincioși, așa să spunem ca David în Psalmul 34 cu versetul 1, în orice vreme voi binecuvânta numele Lui și lauda mea va fi întotdeauna în gura mea. Lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea. Dragii mei, nu uităm aceste lucruri. Mi-aduc aminte de un om mare a Scripturii. Spunea Scriptura că este cel mai de vază om a răsăritului. Iov era contemporan cu Avram, un alt titan a Scripturii. Părintele credinței, într-o zi, dragii mei, omul acesta a pierdut 11.500 de animale. Socotiți cam cât ar fi costat toate acestea. Noi pierdem o lucrare de 3.000 de euro și gata. Nu mai venim nici la adunare. Nu ne mai putem nici ruga. Ne pleacă 2-3 muncitori, nu ne mai putem închina, am rămas în impas. Și omul ăsta pierde 11.500 de animale, socotiți, cam ce valoare avea. Și parcă nu a fost de ajuns. Îi moare 7 feciori și 3 fete, îi moare slujitorii. Și omul acesta, Iov, în capitolul 1, versetul 21, fiți atenți ce cuvinte frumoase spune. După tot ce s-a întâmplat, gol am venit pe pământ și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat. Numele Domnului să fie binecuvântat. Putem spune și noi? Dumnezeu să ne dea putere. Și nu a fost de ajuns. Știm bine, a venit diavolul și l-a lovit în trup. Dragii mei, trec fugitiv. Și în capitolul 19, versetul 26, spune, chiar dacă nu voi mai avea piele și chiar dacă nu voi avea carne, îl voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl va vedea și nu altuia. Sufletul meu, spunea, tânjește de dor în lăuntru meu. Ce cuvinte frumoase! Chiar dacă nu mai piele, chiar dacă nu carne, ochii mei îl vor vedea și nu altuia. Îl voi vedea, îmi va fi binevoitor. Și în versetul 25 spune, dar eu știu că apărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ. Merge mai departe, dragii mei, în Valea Dura, în Daniel, capitolul 3, versetul 17 și 18. Tineri, iată, spune acei trei tineri, pentru mine e ușor să reproduc cuvintele lor, dar pentru ei nu a fost atât de ușor, erau în fața cuptorului, în fața morții. Și a spus, iată Dumnezeul nostru, atenție, iată Dumnezeul nostru, a căruia îi slujim. Ne poate scăpa din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi că noi nu slujim Dumnezeilor tăi și nu ne închinăm chipului de aur pe care l-ai înălțat. Cu alte cuvinte, spunea acești tineri, închinarea noastră
nu-i pentru Dumnezeii tăi, împărate. Închinarea noastră nu-i pentru, nici pentru tine măcar. Închinarea noastră e pentru Dumnezeu veșnicilor. Daștine, daști frazdastelor, când ne închinăm, închinarea noastră nu o facem aici să punem mâna, să primim un băiat fain, un fecior fain, o fată faină. Nu facem o închinare plăcută aici, dragii mei, ca să atragem privirile, să ieșim în evidență. Noi când ne închinăm aici, închinarea noastră trebuie să fie pentru împăratul veșnicilor. Nu nouă, spunea corul de dimineață cânta, nu nouă, Doamne, nu nouă slavă, ci numelui Tău. Nu noi, noi suntem nimic. Dacă suntem ceva, suntem datorită îndurării Lui. Dacă suntem în cartea lui Daniel, în capitolul 6, ne-a zugrăvit, dragii mei. Daniel, unii spun că a fost tânăr, Scriptura ne adeverește că de fapt avea în jur de 70 de ani când a intrat în groapă. Nu l-a scăpat Dumnezeu de groapă, dar l-a scăpat din groapă. Dragii mei, până la 70 de ani ăsta avea un obicei, își deștea de 3 ori pe zi fereastra către Ierusalim și se ruga. Nu știu cum se ruga, dar știu că rugăciunea lui o tulbura iadul. O tulbura iadul. Și știm ce s-a întâmplat, porunca împăratului. Ăsta nu s-a tulburat, a continuat ca mai înainte să se roage. Și a venit și l-a dus la groapă. Nu scrie nicăieri în Scriptură că ar fi oprit pe cei care l-au dus să spună, hai să mă mai rog o dată. Ăsta nu folosea rugăciunea ca un impas, ca o ieșire din criză. El avea o viață de rugăciune. Nu ca noi. Pe fugă, în timp ce ne îmbrăcăm, în timp ce suntem la volan, ne rugăm. El avea o viață de rugăciune, de aceea și Dumnezeu nu a rămas nepăsător. O trimis sângele lui Jongu, o închis gura leilor. Slăvit să fie numele Lui. O trimis Dumnezeu leu, o trimis îngerul să înghită și gura leului care a vrut să te înghită de atâtea ori. Și Dumnezeu să fie binecuvântat. Și mi-aduc aminte și de Habacuc. În 3, 17, 18 spune, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da rod, va lipsi rodul măslinului, câmpile nu vor mai da hrană, vor pieri boile în staule, nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Dumnezeul meu, în Dumnezeul mântuirii mele. Chiar dacă toate aceste lucruri, spunea el, eu tot mă voi bucura în Domnul, în Dumnezeul mântuirii mele. Și începutul versetului 19 spune atât de frumos, Domnul Dumnezeu este tăria mea. Cine-i tăria ta? Cardul? Relațiile? Banii? Starea socială, materială? Sau-i Domnul? Ferice dacă tăria ta e Dumnezeu. Și aș vrea, dragii mei, să închei cu o mărturie frumoasă. E foarte scurtă. Eram cu ani în urmă în România și slujeam la o seară specială. Și a fost adus acolo un tânăr care era dus de doi. Nu putea să meargă pe picioare, nu putea ținea nici capul drept, îl ținea într-o parte. Și a avut o mărturisire și mărturisea că în noaptea aceea, sora lui se întoarce din Italia după cea de-a 24 operație, o familie încercată. Vreau să vă spun că atunci când m-am ridicat să predic, tot și când mărturisea a doua sau treilea cuvânt, era slăvit să fie Domnul. Și când m-am ridicat să predic, a început să spună, dă-i cuvânt, Doamne, slăvit să fie numele Tău, îți mulțumim, Doamne, mai mult ca toți de acolo, mai mult ca noi toți. Mi s-au umplut ochii de lacrimi și nu pot să uit și nu voi uita niciodată. Și l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce ai făcut? Ce ai făcut lui și nu ne-ai făcut nouă? Ne-a dat familie, ne-a dat copii. Ne-ai dat sănătate, ne-ai dat atâta bucurie pe acest pământ, lui nu i-ai dat nimic din toate aceștia, ne-ai dat o mașină, două, nu ne-o ajuns, ne-ai dat trei. Și totuși suntem nemulțumitori. Doamne, dacă îl vei ridica în ziua judecății înaintea noastră, va trebui să ne plecăm capul. Dragii mei, el nu putea ține capul sus. Tu îl poți ține și taci în adunare. Poate ridică Dumnezeu înaintea ta și înaintea mea. El nu putea vorbi, tu vorbești două sau trei limbi cursiv. El abia vorbea românește și tu taci în adunare și vrei într-o zi cu sfinții în rai. Gânduri, dorinți de șart. Dacă nu ne pocăim cu adevărat și nu luăm Scriptura în serios, n-ajungem în cer. Dumnezeu să ne ajute să fim mulțumitori. Frigiderile spline și copiii noștri n-au ce să mânce.
Dragii mei, să nu mai fi cârtim, să nu spui lui Dumnezeu că nu ești frumoasă, să nu spui că n-arăți bine, să nu fii nemulțumitoare când atâția sunt scaun cu rotile și îl slăvesc pe Dumnezeu că într-o zi îi va ridica Dumnezeu înaintea ta și va trebui să amuțești. Ce vei spune atunci? Că ai umblat la Elim, că ai fost în comitet, că ai fost ordinat slujitor, că ți-ai pus mâna peste bolnav, ce îi spune atunci? Hai să ne pocăim cu toții, să ne smerim, dragi mei, să dăm mâna de pace și să-L chemăm pe Cel care este viu în vecii vecilor, să se vadă aici, în capitala Europei, că Dumnezeul nostru e Dumnezeu cel viu. Amin.